Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită astăzi la Timișoara, în fața Catedralei Mitropolitane. Tricolorul inspiră și motivează. Sub culorile Drapelului Național, generații de români au luptat pentru independență, suveranitate, unitate și democrație. Este un simbol încărcat de istorie și aspirații profunde. Ceremonia de la Timișoara a început cu slujba de sfințire, oficiată de înalt preasfințitul Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. Binecuvintează, Doamne, steagul acesta ca să le amintească tuturor de încetat datoria de a spori în iubirea de Dumnezeu, de biserică, de neam și țară, spre binele și fericirea tuturor, precum și spre bucuria celor ce au cerut sfințirea acestui steag. Că ție, că de la tine este izvorul vieții și într-o lumina ta vom vedea lumina și ție sclavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. A urmat întâmpinarea oficialităților, salutarea drapelului de luptă și a detașamentului de onoare, apoi câteva scurte alocuțiuni ale oficialităților. Ceea ce trebuie să ne amintim întotdeauna este că drapelul roșu, galben și albastru este adoptat ulterior și însoțește practic statul român în luptele care au desăvârșit națiunea română de astăzi. Îmi aduc aminte de ceea ce citeam despre mișcarea la care a fost supus Alexandru Ioan Cuza în drumul său spre București, când la Buzău, în 6 februarie, este întâmpinat cu un capitan al dorobanților cu drapelul tricolor. Dar 1848 vine perioada comunistă și vine cu o nouă stemă pe care o pune pe drapel, una cu care generația de atunci nu s-a împăcat niciodată și a trăit tot timpul cu o pată în suflet, pentru că stema de pe drapelul tricolor fusese înlocuit, semnele regale dispăruse. Sub culorile drapelului național, generații de români au luptat pentru independență, suveranitate, unitate și democrație, valori în care credem cu tărie. În România secolului 21 trăim cu aceeași emoție și mândrie momentele în care vedem tricolorul purtat de profesioniști apreciați de partenerii noștri externi sau arborat pe catargul victorilor când compatrioți de ai noștri obțin succes în competiții de anvergură. Înălțarea drapelului a reprezentat un moment important al ceremoniei, concomitent cu intonarea imnului național al României. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea detașamentului de onoare.